up. Please don't wake me from this nightmare. So please don't wake me up. Please don't wake me from this nightmare. Toată lumea se stimit, Paul, și alături de mine este Nerd. În sfârșit l-am prins și pe el pe Skype și acum jucăm împreună. Stai să-l găsesc pe mapă. Jucăm Terraria, o serie de co-op. Și am luat-o de la început și pe mine mă moară un slime gigantic. Bă, nu ce găsesc pe hartă. Intră în echipa albastră. Stai. Stai, cum era pe calculator? Dai escape și acolo un stegulesc ceva, triunghi, nu știu cum. Albastru. Nu enable PvP, sub aia. Adică nu mă lasă să-l scot, amu. Ba da. A, sub chestia e albastru. Da. Numai dacă e enable PvP mă lasă. Sau nu? Ba da. Ba, te lasă și fără. Bun, și acum... E bine așa. Ca să nu ne putem lovi. Și așa nu puteam să ne lovim, deci. Trebuia amândoi să îi dăm enable. Și peste o noapte din asta furtunoasă plină de zombie, care ne-am baricadat în ceva de lemn, am reușit și noi să începem filmarea. El e pe aici, am prin mine. De fapt nu știu dacă e mine, ceva întuneric. Bă, tu ai văzut ceva pe aici? Eu nu văd nimica. Am torțe, da. Ai torțe? De fapt, cred că și eu pot să-mi fac cam slime. Da, pe mine mă omoară un pește zburător. Get track pește zburător. Băi, dări pești, nebun. Da, o să-mi iau rectul de la pește. Aha, l-am omorât, bun. Băi, tu unde ești? Că eu am intrat aici într-o mină și nu văd nimic. Uite-te pe hartă. A, am găsit un chest. Ok. Am găsit un wand din ăla, poțiuni, mă rog. Și am găsit un altar. Și eu mă bat cu un jungle bat și el tot dă cu capul în perete, apoi vine la mie, dar una, o să ia ceva. Gata. Ok, deci... Așa, bun, ăsta cred că îl pot folosi, e de mage item, îl punem în locul steluța asta. Ui, dar mică e chestia care o trage. Hai bă, mă omoară târnă copul ăsta, de așa greu sapă. Eu am dat într-o junglă ceva, dar mi-e frică să cobor mai jos, așa că mai bine mă urc. Stai mă, ești la 200 și ceva de fituri de mie. Da, stai că o să omor să ai mosta cu chestia asta. E fain că itemul ăsta consumă puțină mana și dă și... Da, ce? Ai găsit wand? Da, un wand of sparkling sau sparking, nu știu. Uai, 4 pirania, bă, vin... What? 6 sau 5? 5. Bine că ieși din apă, sincer nu prea văd logica, dar în fine. De fapt, ce logic în Terraria? Da, serios. Uite, adică... A, bă, este emerald la suprafață, nici nu l-am văzut. Era la suprafață? Mhm. Cam rar vezi. No, uite că am găsit. Cred că e first time in my life. Ar fi bine să găsesc un spelunker potion. Să ai și tu lumina. Sau să vezi minereurile. Minereurile. Știi, în tot timpul ăsta am jucat Terraria. Ea, nu știu. Eu nu folosesc nicio poțiune și nu mă le adun pe toate, numai de healing. Stai puțin. Cred că mă duc, stai să mă duc să-mi iau și o sticlă de suc din bucătărie. Vin, revin imediat. Hello, bun. Bine. Pac. Încă-n ciuperci. Ok, hai să luăm ceva piatră că facem un cuptor. Bun, am venit și eu. Da, așa. Așa. Deci, ziceam că eu nu prea folosesc poțiunile în Terraria, numai le tot adun. Da, nu și de healing, alea le folosesc și de mană. Da. Da, de 2 ani și așa sau cam așa ceva, ieri am folosit, sau nu ieri, săptămâna trecută am folosit prima dată Spelunker Potion și acum văd ce e. Bine. Dar stai că am rope, bun.
Deci, cred că rope-ul e el mai bun lucru care există în terarium. Holy moly! Aici, doi lilieci, un pește și un slime. O să mor. Mor, mor, mor. Rip. M-a disecat un slime, cica. Dissected, da. Cum înseamnă că trebuie să te spawnești tu pe aici, prin zona asta? Dacă vin spre tine... Băi, eu filmez, da, da. Bă, deci, nu știu, aveam sentimentul ăsta că nu filmez, nu știu de ce. L-am pățit așa, deci filmam eu ceva de oră și când e gata, facepalm, n-am apăsat pe buton. Da. Uite, chestia asta am găsit-o. N-are range așa mare, dar e ok. Bă, aveai făcută lumea, orice e bun. Da, știu. Steagul României. Îmi place că tot ce am avut până acum a fost numai să fac rost de itemul ăla și tu să te bați pe junglă. Mie îmi plac videoclipurile alea, mă refer, de Terraria, dacă mă uit. Alea cu First Night cu boss, știi? Da, dar sunt... Gata, am făcut o săbiuță. Stai puțin. Asta are gold în el. Asta are gold. Are stai gold. Puțin. Bano. Bun, gata. Hai să-ți fac și tu o săbiuță din asta. Ai văzut cum a zburat în sus savia? Ai logică Terraria. Și vedem aici slime-urile cu ca cadou. Bă, stai. Să... Pun și un din ăsta. Cum? Ce? Doamne, o sabie de cupru e mai slabă ca una de lemn. Iarăși logica din Terraria. Serios acum. Da, așa că acum... Opa. N-am vrut să fac asta. Adică dacă eu îți dau un cap cu ceva ca și fierul... Nu-i... Ia, hai să-ți arăt acum, uite ce m-am făcut. Decât ți-aș fi dat cu, să zicem... E din aia, Jester's Arrow. Da. N-am avut o stea, am găsit-o, dar nu știu așa, n-am multe așa, că mai bine îmi fac și niște flaming. Dar rămân fără torții. Mi-am făcut mana crystal. Bun. Bă, dar deja e noapte! Nu știu, hai să facem și noi o căsuță aici, de vai, Doamne ajută. Urăsc păsările în Terraria. Tot timpul când văd una și dacă am un arc, tot timpul omor, nu știu de ce, dar pur și simplu le urăsc să le văd. Nu știu, obsesie. Ok, aparent sunt foarte jos undeva și nu pot să ies, nici nu văd unde merg și cred că o să mă neg. Banu, ies. Aici cumva glow stick. N-am. Ui. Am gătat, nu chiar o casă. Mă rog, da, bă, chiar că unde e ghidul? O știu că și-o dat rip că s-a necat în apă și după nu știu. N-am pățit în viața mea ca un NPC să se nece. No, de câte ori s-a necat la mine? Bă, fă un pic mai înalt ca să pot veni NPC-urile. Păi o înălțăm noi numai, acum e așa de prima... First Night Survive. Da. Ui. Ce-mi facem așa? Bă, ăsta-i cadou să-l pui jos, da. Dai că am și un cadou. Ce-mi dă? Asta e pentru tine. Cane block. Oare pot să fac ceva perete din ce ăsta? Pentru tine. Present. Da, tot din astea candy, nu știu ce. Ba, da, uite, pot să fac. Ia uite, te fii atent ce facem noi acum. De fapt, e în casă șmecheră. A, da, bă, știi tipul ăla ciupercă, cum să fac casa lui? Că am ingredientele, dar nu știu cum să fac. Alu, truffle? Păi, trebuie să faci prima dată o zonă de aia, să pui mult mad da, din ăla. Da, miceliu și așa. Da, din ălea. După să pui niște semințe de ălea care le găsești în zona de... Am peste 100, da. Și trebuie să fie cam peste vreo 100 și ceva de blocuri din ălea și se spawnează. Bă, sincer, pe telefon am auzit că e complicat să spawnezi, nu știu de ce. Dacă încerci acolo. Dar pe PC mi-e moment, ai văzut. Na. Bă, deci am vrut să dropezi ciuperci și o mâncat-o. Am văzut că numai una mai am cam mâncat-o. A, da, bă, știi că dacă nu vine ghidul primul, o să vină Moș Crăciun. De fapt, nu știu, cred că da. Da, așa e, pe tabletă la mie șoful.
Iepure. Ce faci? Nerd. Nerd. Ok. Este bărbă. Ok. Bă, am văzut că te-ai mișcat, ești? Și de ce nu vorbești? Da. Vezi, acolo sunt 3 slime-uri, de fapt, numai atât te Stai. fac atâta. Unde? Sunt trei slime-uri diferite. Ah, de fapt, stai că se urcă unul peste altul. Te împerechează. În perechiare? Sau, mă rog. Dar eu trebuie să-mi bag chestiile astea care am nevoie în chestul ăsta. Ia vină pe asta, 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 asta. De fapt, asta am nevoie. Băgăm asta. Uiat, sau cum se pronunță numărul ăla. Ui, unde? O veni ghidul, E, țiganul. e, e. Știi că o să trebuiască să spargi astea, nu? Băi, de ce ai dat drumul la slime-uri? Dar nu eu am dat-o să spart ușa. Mă refer la ei lalți. De pe partea cu ghidul. Deci, asta scrie, Stamets was dedicated by a rank of zombie. Așa, stai că o editez un pic. Trebuie să pun uși. Edit. Stamets, așa. Ia stai că am și o idee. Asta. Citește, bă, ce-am scris. O să aici. Nerd skull was crushed by zombie. Așa. Stamets Beetle's organ were erupted. Ok. Nu știu care e mai rău, să îmi scoată organele sau să îmi spargă craniul. Save. Gata, am făcut și eu ceva. După tine, care e mai rău? Să ce? Să scoată organele vitale sau să spargă craniul? Să-mi spargă craniul. Ar fi mai ușor decât să... Mă refer, care e mai rău? A, mai rău. Aia cu organele. Organele, că... Da. Păi, e și logic în pui mei. Casa barosanilor. Asta e... Înseamnă... Suntem mafioși. Ah. Dar am pus hashtag acolo, numai că nu se face mare. Oh, rip iepure. Dar stai că eu am chestia asta. Dați-vă foc. Ce aici? Ok, fac Hall of Dead. Stai, că am și o idee. Sau stai, să nu pun două la fel. Gata. Ok, ăla tot zici ceva de ceva pește. Cine? Ghidu. Ce? Pește? I am here to give you advice. Ah, păi asta e chestia ce zice el. Nu mă, știi că de update 1.1.1 nu știu cât, poate să se defendeze fiecare NPC și deasupra lui apare că deschide gura și zice pește, zice apă sau Ah, zice sau ouă. când se joacă piatră fără gătie cu alte NPC-uri. Da. E tare că, cum îi zice, aia dă pădure, ce știu cum îi zice, druidul, Da, Driadu. aia dă damage destul de mult, că face cercul ăla ciudat. Da, știi că chestia aia îți dă și armură, mi se pare, sau viață multă, sau nu știu, îți dă un bonus când Bă, faci o aia. poți zici și deja iară e noapte. Da, trece foarte repede timpul. Whatever. Păi trece repede timpul aici.
majoritate de fapt ziua de fapt, da. Mult mai greu. Bun, am revenit, mai ești? Bă. Da? Deci, ori fost gen 5 zombi, am dat cu shurikenele, am omorât pe toți și toate shurikenele am primit înapoi. Păi, da, ți le dă de obicei înapoi. Na, la mine a fost că m-a sunat cineva important acum și, na, știi cum vine sărbătorile astea și de zonele astea, persoane mai, na, care nu te înțelegeți și o trebuie să vorbesc la telefon și de-aia am zis. Și dacă este mai, mă gândesc mai bine editez pe filmare și tai partea asta. Tu ce mi-ai făcut? Eu? Uh-huh. Am cântat. Da? Da. Hai mă, să minăm. Vino. Păi, cântam I'm digging a hole și chiar am făcut o groapă mai jos. Văd. Ceva acasă la tine, stai? Dai, frate meu, și vorbește la telefon. Cred că cu taică mi-o acum. Am primit preză. Bă, mi-e frică aici, aia vină și tu. Ai rău la tine, că eu nu am. Stai că am văzut un cufăr, aduc? Adu, cât de mult se poate. Că mi-e frică să... Vezi că am luat și săgețile. Eu aici am mor, să-mi bat piciorul. Să fac barurile. Stai, de fapt nu. Cred că mă descurc. Cred că pot să fac treabă. Deci, am astea făcute de mine. 11 cupăr bar, 4 silver bar și 6 lead bar. Hai că mai găsit și eu niște lead. Poți să cobori în mină, că m-am găsit un cave. Stai, că mor în zomba, dar... Numai că e puțin cam periculos. Altă, dar vreau să zic. Ok, let's go. Să vedem totuși ce e în cadou asta. Ba nu, l-am pus pe masă, că arată fain ca și decor. Da, bă, mă lasă măcar să pun jos, așa. Am shackle cu un defense și plus 2 damage. De la zombie s-a picat ăla. Da. Și mai am încă unul, am două. Vrei? Da. Vai, câți ori veniți, stai. Ghidu, știi, se vârte, nici nu știu unde, ce parte să meargă. Da, stai. Bun. Ui. Stai că un zombie e cel la ușă care vrea rectu. A, să te mudeșer că se aude muzica aia. Nu știu, de obicei eu opresc muzica de trare, chiar nu știu, așa ca în creepy în unele momente, știi? Uneori e enervantă, uneori e ok. Eu nu opresc muzica la niciun joc. Bun, deci am omorât. Bă, dar să știi că e bună arma asta. Chiar dă damage, nu glumește. Nici eu nu glumesc. Dacă vreau să mor. Da. Uite, e plic după tine. Este că am găsit eu niște caue, poate pot să fac niște rău. Ia fi atent aceea. Bă, ține că facem pas, să facem spawn poison. Ah, păi o să mai găsim mult. Uite niște... Uite lead. Oricum credem că o să mai găsim mult. Că vrem, că nu vrem, tot găsim. Am pățit. Sau să găsim fier să ne facem niște hook-uri. Ăsta e ca fierul. De fapt, hook-uri poți să-ți faci cu grappling hook-ul. Și cu emeral, dar poți să-ți faci și cu chestia aia care pică la schelet sau pirania. Hook-ul, adică hook în sine și după îți faci grappling hook mare, știi? Ai un celălalt sistem cam diferit. Bine, să am filmat. Avem deja 25 de minute, doamne. Zic că e ok, atâta, să încheiem. Ok. Vin aici lângă mine. Bun. Păi, bun, sper că v-a plăcut și acest episod. Acum încheierea ta, pe partea ta.
Ce a zis el? Și dacă vreți episod în continuare, nu uitați să apăsați acel buton de like. Și da, eu am fost Nert, el a fost Paul și până data Data viitoare. viitoare. Pa!